În vremea rea nu i-a împiedicat pe membrii și simpatizanții Partidului Național Liberal să participe la mitingul electoral organizat marți după amiază în centrul municipiului Suceava. Gazda a fost președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care le-a transmis liberalilor că înfruntă vremea rea pentru vremuri mai bune. Hristos a înviat și bună ziua, Suceava, bună ziua, Bucovina, bună ziua, România! Nu pot să nu mă înclin în fața dumneavoastră și să spun așa: miting pe vreme rea pentru vremuri mai bune! Ăsta este mesajul de astăzi din cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare de la Suceava, unde vreau să vă mulțumesc miilor de participanți care ați înfruntat vremea grea, dar care v-a făcut neînfricat să veniți să vă întâlniți cu noi. Timp de aproape 2 ore, liberalii au urmărit discursurile susținute de candidații partidului, printre care Mihai Țurcanu de la Botoșani, Sigrid Mureșan, Vasile Blaga și Rareș Bogdan, de liderii PNL ai filialelor din Moldova, de liberalii Basarabeni Andrei Năstase și Adrian Dupu și de președintele partidului Ludovic Orban. Gheorghe Flutur le-a solicitat candidaților liberali să susțină alocarea fondurilor pentru construirea autostrăzilor, care să lege provinciile istorice ale țării. Cel mai urgent este să tăiem Carpații cu autostrăzi între cele 3 provincii. Obligat! Am sărbătorit anul trecut centenarul. Ce unire este aia când n-ai tăiat Carpații nici cu Oltenia, nici cu Moldova? Va trebui pariul liberalilor să fie această legătură fizică între provincii, obligatoriu. Sunt bani. Nu există, nu se poate. Numai la PSD există acest nu se poate. Avem cea mai bună garnitură pentru alegerile europarlamentare în comparație cu celelalte partide. Sunt convins că acești europarlamentari vor reprezenta cu cinste și profesionalism Partidul Național Liberal, vor reprezenta practic România la Bruxelles, îi vor reprezenta pe români, îi vor reprezenta pe suceveni și vor reprezenta și Suceava la Bruxelles. V-am reprezentat nu numai pe dumneavoastră de la Suceava, ci toată regiunea Nord-Est, cât am putut de mult și am transmis mesaje acolo, pentru că Moldova trebuie ajutată puțin altfel, cu investiții specifice mulate pe nevoile noastre a moldovenilor, oameni harnici, oameni de inițiativă. Aș vrea să spun, apropo, și de vreme ceva. Plouă în mai, dragii noștri, vom avea... Mălai, domnule președinte, mălai înseamnă mâncare bună și multă pentru toți românii. Noi suntem în competiție electorală la aceste alegeri și cu cei din opoziție. Nu avem prieteni în această campanie electorală. Suntem în bătălie cu toți. Pentru că un partid are o singură zestre, numărul de voturi. Altceva n-are. Și atunci ne vom număra merele după alegeri. Unii cu sacul, alții cu batista, fiecare cu ce are. Și atunci putem discuta, desigur, despre tot felul de alianțe, despre alte și alte lucruri. Dar până atunci trebuie să demonstrăm că suntem cel mai mare partid politic, nu de dreapta, ci din România. Primul candidat de pe lista PNL, Rareș Bogdan, a transmis că va milita pentru independența justiției, iar președintele partidului, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor să se mobilizeze pentru alegerile europarlamentare. În urmă cu ani de zile, într-o altă guvernare socialistă, lui George Fluturi, i-au făcut 4 dosare din biroul din Chisele. Vă amintiți de stenogramele otrăvite? Asta vor ei, astfel de justiție vor. Vă amintiți de Rodica Stănoiu, cum vorbeau să-l îngenuncheze pe Fluturi sau pe liderii de atunci? I-au făcut 4 dosare încât Cristian, băiatul lui, l-a întrebat: tată, când te întorci? Te întorci acasă? Iar premierul de atunci, cu ministrul justiției și liderii din Chiselev, spuneau: n-ajung 4, mai faceți 4 să liniștim. Așa înțeleg ei justiția: îngenuncheată, să pună mâna pe ea sau pur și simplu să o îngenuncheze. Pentru că nu vor să plătească pentru hoții. Pentru că ei nu înțeleg că în democrație hoții stau la pușcărie, nu în guvern!
vă îndemn la o scriere cu determinare și hotărâre în campanie până în 26 mai, ca să strigăm pe 26 mai, la 12 noaptea, PNL, victorie! La final, liderii PNL au făcut o baie de mulțime. Traleș Bogdan și Ludovic Orban au salutat publicul și s-au fotografiat cu membrii și simpatizanții partidului.